Bun găsit! Vicepreședintele PNL pentru regiunea Nord-Est, deputatul de Suceava Ioan Balani, a solicitat vicepremierului Vasile Dâncu, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, să impună o mai mare transparentizare a activității ministerului pe care îl conduce. Mai exact, el îi solicită să publice contractele aprobate sau aflate în derulare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Într-o întrebare adresată în Camera Deputaților Ministrului Dezvoltării Regionale, deputatul PNL de Suceava Ioan Balan arată că încă de la învestire Vasile Dâncu a anunțat că va transparentiza activitatea ministerului, în special în ceea ce privește PNDL, fapt apreciat de toată lumea. El a adăugat că a consultat recent pagina de internet a Ministerului Dezvoltării și a constatat că în data de 27 aprilie 2016 au fost aprobate prin ordin al ministrului pentru județul Suceava 116 proiecte prin PNDL în valoare de aproape 374 milioane lei. Balan a spus că este de apreciat numărul mare de proiecte aprobate pentru județul Suceava, ținând cont de nevoia de investiție a acestui județ, mai ales în domeniul educației și sănătății. Totuși, deputatul Ioan Balan îi cere lui Vasile Dâncu, în spiritul transparenței activității ministerului, să publice pe site-ul ministerului termenele de execuție aprobate, depășirile de termene, denumirea constructorului și perioada de garanție a lucrărilor. Mai mult, Balan îi cere ministrului să precizeze valoarea proiectelor din județul Suceava, care încă nu au fost aprobate pentru finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală și care ar fi estimarea de finanțare a proiectelor pentru a doua parte a anului 2016. Primarul Ion Lungu declara recent că finanțările prin PNDL în județul Suceava ar fi stopate și a exemplificat cu situația proiectului de continuare a modernizării zonei centrale, care nu înaintează din cauză că nu s-au făcut plăți pentru lucrări.